Bună, dragii mei, numele meu este Anca. Dacă nu ați mai fost pe canalul meu până acum, vă mulțumesc că sunteți acum aici și vă invit să dați un subscribe dacă doriți și de asemenea un thumbs up, un like dacă doriți din nou și de ce nu un comentariu ca să ne cunoaștem mai bine. Vă urez un an nou fericit, minunat, cum vi-l doriți voi, să fie plin, în primul rând, de sănătate. Asta contează, zic eu, cel mai mult întotdeauna, să avem sănătate, apoi să avem fericire, să fim mulțumiți cu ce avem și să avem liniște și pace sufletească. Haideți să începem astăzi cu produsele favorite din luna decembrie. Eu sper să fac un astfel de video în fiecare lună, la sfârșitul fiecărei luni. Mie îmi plac foarte mult acest tip de videouri și dacă sunteți și voi aici, înseamnă că și vouă vă plac. Și mi se pare amuzante. Deci haideți să începem și voi începe cu produsele de mâncare. Am avut foarte multe produse preferate de mâncare în luna decembrie, pentru că, bineînțeles, cred că este luna când toată lumea mănâncă cel mai mult. Așa că trebuie să mă limitez cumva, să nu vă arăt acum tot frigiderul, dar câteva dintre lucrurile preferate. Și voi începe cu aceste nuci pecans, care sunt în praline, adică într-un fel de caramel. Nu le mâncăm foarte des, pentru că, bineînțeles, acel strat gros de caramel deasupra lor le face mult mai puțin sănătoase decât ar fi ele fără nimic peste. Dar ne plac atât de mult și le luăm cam o dată sau de două ori pe an de sărbători. Un alt lucru pe care le iau doar de Crăciun, o singură dată pe an, sunt aceste prăjiturele, le-aș zice eu, ei le zic European cookies, prăjiturele europene, care vin în acest ambalaj foarte drăguț pe care vreau să-l păstrez de data aceasta, deși le iau în fiecare an, nu am păstrat ambalajul până acum. Și ele arată cam așa, vin în două straturi, de desubt arată tăvița la fel și le zice European cookies și sunt ca un fel de biscuiți pe care noi mâncăm dimineața cu ceai sau cu cafea. Dacă trăiți în state, atât aceste prăjiturele, cât și nucile pecan se găsesc la magazinul Costco. Știu că vorbesc foarte des de Costco, dar chiar este magazinul meu preferat. Știu că sunt obsedată de Costco. Așa, următorul lucru pe care l-am găsit tot la Costco, dar sunt sigură că se găsește și în alte magazine, sunt acești, nu știu cum să le zic, biscuiți de la firma Bursan. Ei fac o brânză destul de cunoscută în state, care se găsește cam peste tot, brânza asta Bursan. Iar când am descoperit aceste snack-uri, mi-au plăcut enorm. Vin în niște punguțe așa, sunt micuțe, sunt foarte crocante și sunt umplute cu o brânzică moale, cu aromă de usturoi și ierburi și sunt ca un fel de crochete pentru supă, dar eu le mănânc așa singure, fără nimica, pentru că sunt foarte, foarte bune, le recomand. Dacă le mai găsesc, le cumpăr cu siguranță. Vorbind de supe, am găsit această supă din gogoșar și roșie, este o supă cremă. Foarte bună, până și copilului meu i-a plăcut, soțului meu, în schimb, nu i-a plăcut. El nu este foarte mare fan de supe. Dar după sărbători am simțit nevoia să mănânc ceva fără carne, am exagerat cu mâncarea cu carnea și am vrut ceva mai ușor, fără carne și nu am mai vrut să gătesc, pentru că am vrut să iau o pauză, așa că am cumpărat această supă, are ingrediente foarte curate, foarte ok. Mi-a plăcut. Apoi am acești biscuiți. Știu că vi-am mai
arătat, cred că și în luna noiembrie, dar încă sunt preferați și în decembrie. Copilul meu și soțul meu îi mănâncă într-una. Sunt acești biscuiți de la Belvita. Au ingrediente destul de curate. Sunt făcuți din făină integrală. Mi se pare mult mai ok decât o prăjitură. Au un pic de zahăr, dar nu foarte mult. Acum vreau să vă spun că s-ar putea ca în clipurile mele cu favoritele lunii să vedeți câteva dintre produsele pe care le-ați mai văzut în lunile trecute. Eu consider că aceasta este realitatea. Să fim serioși, câți dintre noi au produse favorite extrem de diferite în fiecare lună? Se întâmplă să se mai repete unul sau două, cred că este ok. Așa, ca să știți dacă aveți un deja vu. Când vine vorba de chestii de băut, să zic așa, în această lună am băut ciocolată caldă, ce nu beau de obicei, dar nu beau de obicei ciocolată caldă, dar ne-a făcut plăcere în luna decembrie. O am pe aceasta de la Starbucks, care am de un an de zile și mă ține încă, pentru că nu beau foarte multă. Și de asemenea am acest Spice Cider, acest cidru de mere de la compania Kroger. Dacă stați în state, mi se pare că este compania propria magazinului Smith sau Albertson, nu mai țin minte care. Dar în fine, se găsesc peste tot pliculețele acestea și bem ori una, ori alta cu lapte cald, ciocolata cu lapte cald și cidrul cu apă caldă. Frișcă deasupra, iar deasupra punem un pic de acest sos de caramel, care, din nou, nu-l folosim foarte des decât în perioada Crăciunului. Ca și ceai, știți probabil că mie îmi place foarte mult ceaiul, dacă v-ați mai uitat la clipurile mele, iar în această lună l-am băut pe acesta de lămâie și ghimbir. Și cred că una dintre voi mi l-a sugerat, Oana Pau, dacă nu mă înșel. Ea mi-a spus că a băut așa ceva și i-a plăcut mult. Și pentru prima oară l-am încercat și eu, este de la Twinings și mi-a plăcut foarte mult. Este super. Și nu are cafeină. Și ultimul lucru de pentru în categoria mâncare băuturi este această apă minerală de la Perrier cu aromă de piersică. De obicei nu cumpărăm apă minerală de la Perrier pentru că este scumpă, dar a fost la super reducere de data aceasta și am încercat-o și chiar mi-a plăcut foarte mult aceasta cu aromă de piersică. O voi mai cumpăra dacă va fi la reducere din nou. Am terminat cu mâncarea, haideți să trecem la categoria produse de îngrijire a corpului. Aici am crema de la Aveeno. Este o cremă pe care am folosit-o destul de mult în luna decembrie, în special după duș, pentru că la noi în Las Vegas este clima uscată tot anul. Dar iarna parcă și mai uscată este când merge căldura. Iar această cremă, deși nu este foarte hidratantă, ea mi se pare că îți lasă așa un strat protector deasupra pielii și folosită imediat după duș previne evaporarea apei din piele. Alt produs de corp pe care l-am folosit destul de mult în luna decembrie este acest scrub de la Dove, care sunt sigură că se găsește și în România. Este acela cu semințe de rodie și cu unt de shea și l-am folosit destul de mult, dar mai am încă o grămadă. Mi-a plăcut foarte mult și mirosul mi-a plăcut că nu are particule foarte, foarte abrazive, iar eu îl folosesc în combinație cu această perie, care e o perie generică luată de pe Amazon. Pun un pic de scrub și frec pe piele cu peria. Dacă aveți piele foarte sensibilă, nu recomand, dar mie îmi place combinația. Cam asta a fost pentru corp. Acum să trecem la îngrijirea mâinilor. Am folosit crema de la Aquaphor destul de mult în luna decembrie.
Este ceva ce arunc în geantă și am acolo, folosesc la de toată. Folosesc pe buze, sub ochi, pe mâini. Dacă e vânt afară, dau pe copilul, la copilul meu pe nesuc, pe buze. Este super, este ca și vaselina, dar îmi place un pic mai mult formularea acestei creme decât vaselina. Tot pentru mâini am folosit în decembrie, în fiecare seară, înainte de culcare, această cremă de la Medicine Mamas, se numește Be Magic și aproape că am terminat-o. Are ingrediente super naturale, foarte curate și anume extract organic de ulei de măsline extra virgin, ceară organică de albine, miere organică, extract de propolis, polen și lăptișor de matcă. Atât! Nu are absolut nimic altceva. Și este o cremă grasă, în special o folosesc pe mâini, dar câteodată și pe buze și sub ochi seara înainte de culcare. Apoi, pentru mâini, am folosit și această cremă în decembrie de la Bath & Body Works cu aromă de mango și mandarină, miroase extraordinar și are un deșea, deci este și foarte hidratantă. Eu o folosesc în special pe mâini și cam atât am pentru îngrijirea corpului și a mâinilor. Și să trecem la categoria principală, îngrijirea feței. Aici am cele mai multe produse. Acum, să vă spun câte ceva despre fața mea, despre pielea mea de pe față. După cum observați, am probleme destul de mari cu coșurile. Este ceva genetic. Dacă vreți, puteți să-mi dați sfaturi, dar credeți-mă că le-am auzit pe toate până la vârsta asta și nimic nu funcționează decât ceea ce îmi dă dermatologul și dieta până într-un anumit punct. Fiind genetic, nu cred că mă voi scăpa de ele vreodată, de coșuri. Am învățat să trăiesc cu ele, să le ascund cu machiajul cât pot. Ce nu pot ascunde este ok. Gândirea mea este în felul următor. Am un soț super care mă iubește așa cum sunt. Nu am nevoie să se simtă vreun alt bărbat atras de mine, așa că nu prea contează pentru mine extraordinar de mult aspectul în mod deosebit. Dar am anumite produse pe care vi le arăt, recomandate de dermatolog și cumpărate cu prescripție. Nu se găsesc, cel puțin aici în America, fără prescripție, dar eu vi le arăt. Este acest gel pentru acne, se numește Axone și are Dapsone 7,5% ca și ingredient activ. Este un gel care ajută cu inflamația pielii. Funcționează, nu funcționează pentru mine 100%, se elimină tot, dar de când l-am folosit am observat o diferență destul de mare. Acum în luna decembrie, pentru că am exagerat cu ciocolata, cu dulciurile și cu mâncarea grea, am mai multe probleme ca de obicei, dar înainte de luna decembrie eram destul de mulțumită de cum îmi ține sub control acnea și îl folosesc acesta alternativ cu acest produs. Acest produs este clindamicină și tretinoină. Adică tretinoină este o vitamină A care este un retinoid, dacă nu mă înșel. Tot timpul greșesc cu retinolul și retinoidul, dar cred că este retinoid. Iar clindamicina este un antibiotic. Din cauza retinoidului, nu îl pot folosi foarte des. Îl folosesc cam o dată pe săptămână și mă usucă extrem de tare, mi usucă pielea foarte tare. Orice retinoid și retinol vă va usca pielea, dar în timp se va obișnui pielea.
Deci cu cât îl folosiți mai des, cu atât pielea va reacționa mai ok. Deocamdată pielea mea, deși îl folosesc de ceva timp, câteva luni, nu s-a obișnuit în sensul că tot se usucă extraordinar de tare. Acest produs de asemenea poate usca puțin pielea. În combinație mi-au făcut pielea foarte, foarte uscată și acum în momentul de față am scame din acelea, mi se duce pielea de pe față, este foarte uscată, dar în același timp am coșuri. Așa, în fine, alt produs pentru de față pe care l-am folosit cam în fiecare zi, dimineața în special, în luna decembrie, este acest serum de la Olay, care îmi place foarte mult, îmi place că nu are niciun fel de parfum, se absoarbe foarte bine și este hidratant. Apoi, pentru ochi, am folosit în luna decembrie acest ulei de la firma Sandari. Îmi place atât de mult. Este un ulei 100% natural din mușețel. Miroase foarte bine, foarte discret și, după cum am zis aici, este vremea foarte uscată. Îmi simt pielea de sub ochi câteodată jenant de uscată și ajută foarte mult acest ulei. Vorbind de uleiuri, într-un video de-al meu v-am spus că am cumpărat câteva produse de la The Ordinary pentru prima oară în viață și acest produs mi-a plăcut. Este 100% organic ulei de rosehip, cred că rosehip este măceșe, presa la rece. Are o culoare foarte portocalie, dar se simte foarte bine pe piele. Intră în piele repede și când am pielea foarte, foarte uscată, până la punctul în care mă deranjează, simt o senzație foarte plăcută când pun acest ulei. Și vorbind de uleiuri, vedeți cât de deshidratată mi-am simțit pielea, că tot simt nevoia de uleiuri în această lună. Am folosit 2 uleiuri pentru demachiat. Am început în luna decembrie să folosesc metoda de demachiere și de curățare seara cu ulei întâi, iar apoi cu o chestie obișnuită de curățat fața. Cred că se numește double cleanse, metoda de curățire dublă. Și anume, întâi pun pe față un ulei, mai ales dacă am machiaj în zona ochilor. L-am folosit pe acesta, care este 100% ulei pur de jojoba, nu știu dacă zic jojoba sau jojoba. Acest ulei se găsește este de la Trader Joe's, dacă stați în state, sigur știți de magazinul Trader Joe's. Cred că am dat $8 pe el, ceea ce a fost ieftin cu față de alte uleiuri de jojoba pe care le-am văzut pe Amazon. Și îl alternez cu acest ulei pe care l-am cumpărat în luna decembrie și l-am tot folosit. Este un ulei special făcut pentru demachiere, pentru cleansing oil, de la firma Huang Jizu. Este o firmă coreană. Este un ulei natural, nu are nimic artificial în el, este un amestec de diferite uleiuri și pun o pompiță sau două pe față, îl întind pe față, îl întind mai ales pe zona ochilor, fără să frec, îl aplic, las poate câteva minute să acționeze asupra machiajului, deci ora acesta, ora acesta, după care revin cu după care revin cu un săpun de față și dau uleiul și machiajul jos. O altă cremă de față pe care o folosesc iarna este aceasta, cred că v-am mai arătat-o, este de la Madeca Derma. Este tot o companie asiatică, coreană, și
și are extract de 47% de centela asiatica, care este o plantă foarte populară în Asia și are ingrediente foarte curate. Zice că centela asiatica este bună pentru a calma pielea, deci nu am simțit că mi-a agravat coșurile. Și este foarte grasă, este o cremă. Este o cremă foarte grasă, are un miros aproape medicinal care mie îmi place și din păcate nu am mai văzut-o la Casco, de la Casco am luat-o la super preț. Ce am mai văzut pe online, prețurile sunt prea ridicate, așa că după ce termin acest tub, care este al doilea tub, nu o voi mai recumpăra, deși îmi place. Un set pe care l-am cumpărat în luna decembrie și care mi-a plăcut foarte mult este acesta. L-am cumpărat ca un fel de blind buy, adică n-am mai auzit pe nimeni vorbind despre el, pur și simplu l-am văzut la magazin la reducere și am zis hai să-l încerc. Așa, și acest set zice că este cu centela asiatica, din nou, acea plantă foarte populară în Asia și în produsele asiatice. Și este un set care calmează pielea, deci este bun pentru pielea ca a mea cu coșuri, pielea inflamată. Iar în interior l-am desfăcut deja și l-am folosit de câteva ori, dar am păstrat ambalajul să vă arăt. Deci în interior are această mască de față, așa arată masca, și spune că este cu acea plantă centela asiatica și cu ceai verde. Are 65% extract de centela asiatica și frunze adevărate de ceai verde. Și are într-adevăr frunze prin ea. Și să vă arăt, miroase atât de bine, miroase natural a plante. Arată verde, nu știu dacă se vede pe cameră, chiar are bucăți de plante prin ea. Și este foarte hidratant. N-am mai avut o mască atât de hidratantă înainte. Majoritatea măștilor pe care le-am încercat sunt din acelea care se usucă și îți lasă fața tare, așa, și când o dai jos, îți simți fața uscată. Aceasta nu. Se usucă și ea, dar nu se usucă tare, nu îți întărește fața, din contră, ți-o hidratează și o face să se simtă moale după. În același set a venit și acest ser. Este un ser cu extract de centela asiatică 90% de această dată. Este o consistență de gel foarte apos. Prima senzație când îl pui pe față este de gel, dar imediat se transformă într-un lichid ca și apa și intră imediat în piele. Deci mi-a plăcut foarte, foarte mult acestea două. Un alt produs pentru față este această apă demachiantă de la Bioderma. Se găsește și în România, că tot am auzit de ea. Este ok, mie nu mi s-a părut nimic special, dar mi-a făcut plăcere să o folosesc. Am folosit ceva din ea în această lună. Câteodată, după ce mă dau cu uleiul de demachiat pe ochi, mă dau și cu apa demachiantă, cu o dischetă. Așa, și un alt lucru pentru față pe care l-am folosit în luna decembrie, pe care l-am cumpărat în luna decembrie, este acest roller cu jad. Și știu că sunt în întârziere mare cu acest roller, pentru că l-am tot văzut în multe, multe clipuri la youtuberii din România. Așa, mi-a plăcut foarte mult, chiar m-a surprins cât de mult mi-a plăcut și cât de bine se simte pe față această piatră de jad rece. Și cred că dacă o pui și la frigider e și mai super, ok? Așa, nu știu că are vreun beneficiu neapărat, dar se simte plăcut pe față. Dar în luna decembrie mi-am cumpărat un set de mini-uri de la Bare London, de ojă de la Bare London și nu vi-l arăt pe toate, este un set destul de mare, nu mai țin minte cu câte a venit, cu 8, ceva de genul,
Dar vă arăt culorile pe care le-am încercat și mi-au plăcut. În luna decembrie, culorile roșiatice. Am încercat și culorile mai închise. Și încă o jevară pe care am folosit-o în luna decembrie este aceasta de la Artistic. Și nu știu dacă vedeți, este un roșu superb cu sclipici, care mi s-a părut potrivit de sărbători. Ea este făcută să fie parte dintr-un sistem de 3. Mi se pare că trebuie un base coat și un top coat pentru ea și dacă folosești sistemul de 3, ci că ea te ține foarte mult pe unghii. Ei, eu am primit-o într-un set cu niște creme de mâini și de corp, așa că nu am primit celelalte două componente din acest sistem de gel, cum ar veni, dar mi s-a părut ok și așa, doar că nu ține foarte mult pe unghii, cum ar ține dacă ai cumpăra base coat-ul și top coat-ul respectiv. Apoi vă arăt un produs care l-am acum pe buze, un balsam. Este unul dintre cele mai bune balsamuri pe care le-am cumpărat vreodată. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este acesta de la firma DHC. Este o companie coreană. Spuneau ei pe descrierea produsului că este cel mai folosit balsam de buze în Coreea. Îmi place că este așa subțirel. Atât mai am din el. Deja l-am folosit pe aproape, cred că am folosit jumătate din el să fi folosit. Da, cred că am folosit aproape jumătate din el. Deci este foarte subțire, dar este foarte, foarte hidratant. Se simte foarte bine, foarte bine pe buze. Deci, preferatul lunii decembrie pentru buze. Pentru machiaj nu am să vă arăt foarte multe produse. Dar ce am folosit cu adevărat în luna decembrie și am și acum pe ochi este acest fard mini de la Estée Lauder și nu știu dacă se pronunță Estée Lauder, am auzit și Estée Lauder și Esther Lauder, deci nu știu exact care este pronunția corectă și chiar mă deranjează când nu pronunț ceva corect, deci de-aia tot timpul fac acest disclaimer că nu știu și vă întreb pe voi să mă corectați. Este un fel de mov mai închis și acest roz nu prea îl folosesc, dar movul acela îl folosesc cu această periuță mai mult așa chiar la baza genelor sau dacă este seară ca acum un pic și peste. Eu nu știu să mă machiez, nu cred că veți vedea vreodată de la mine vreun tutorial de machiaj decât dacă vreți să vă distrați. Și ăsta este machiajul meu minimalist, așa să-mi pun un pic de fard chiar deasupra genelor. Și în ultima vreme am folosit și linerul de ochi, tușul de ochi negru și nu prea îl foloseam deloc înainte. Și aici am un tuș de ochi de la L'Oreal. Acesta este de la L'Oreal, Infallible The Super Slim, îi spune. Iar acesta este de la Maybelline Master Precise. Și cred că cel de la L'Oreal mi-a plăcut mai mult și vă arăt diferența. Cel de la L'Oreal și cel de la Maybelline. Veți vedea că cel de la Maybelline s-a cam uscat. De fapt, nu... Mi-au ieșit amândouă ok, dar cel de la Maybelline vă spun eu că s-a uscat mult mai tare decât cel de la L'Oreal. Deci deocamdată aș tinde spre cel de la L'Oreal, deși amândouă au fost ok. Așa, iar acum vă voi arăta un produs care nu mi-a plăcut. Am un produs de nefavorite, este acest produs de buze. Este din gama Lingerie de la NYX. Am auzit lucruri foarte bune despre gama lingerie de la NYX, dar acesta este groasnic, groasnic. Nu pot să-l folosesc efectiv. Este culoarea 16, îi spune Lipli. Și stați că vă și arăt de ce este oribil.
Nu cred că se vede foarte bine pe cameră cât este de oribil. Vă arăt pe mână, poate. Este o culoare oribilă. Parcă pe cameră nu arată așa oribil ca în realitate. Deci, nu știu, poate altă culoare ar fi ok. Această culoare este un fel de oranj spre crem. E foarte ciudată culoarea. Și consistența nu se întinde pe buze foarte bine, parcă sunt dată cu vopsea pe buze. Nu mi-a plăcut deloc. Cred că merge direct la gunoi. Să vă spun și lumânările folosite în luna decembrie. Dacă v-ați mai uitat la videourile mele, poate știți că îmi plac foarte mult lumânările și în luna decembrie ard mult mai multe lumânări decât în restul anului, pentru că e o lună în care chiar vreau să miroase casa a Crăciun. Iar încep cu aceasta. Este de la Bath & Body Works și îi spune Vanilla Snowflake. A fost ok, miroase în principal la vanilie, dar are așa un parcă un miros smoky, care mie nu prea mi-a plăcut. Dar mă uit aici pe arome și nu scrie nimica de niciun miros de afumătură. Deci cred că s-a fumat ea singură lumânarea. Poate o fi pus vreo capacul și nu... și a rămas fumul acolo, nu știu. Miroase un pic afumat și nu miroase extraordinar de plăcut, dar vanilia totuși se simte ok. Aceasta este una dintre preferatele mele pentru Crăciun. Se numește Yuletide și uitați ce etichetă frumoasă are, care dă așa o atmosferă foarte plăcută de Crăciun. Îmi place foarte mult. Este chiar una dintre preferate pe care nu am mai văzut-o anul acesta. Este de anul trecut. Apoi clasica Fresh Balsam, mirosul de brad. Este un miros foarte simplu de brad. Dar este ceva ce îmi place foarte mult de Crăciun. Apoi am Pumpkin Pecan Waffles, poate ați mai văzut-o la mine pe canal. Este într-adevăr de toamnă pentru că are acel miros de dovleac, dar cel mai puternic se simte mirosul de nucă și mi se pare potrivită și de Crăciun. Apoi, de Crăciun, de asemenea, am ars această lumânare. Chiar o am de vreo 2 ani. Nu ard foarte des decât în perioada sărbătorilor. Este Fresh Baked Cookies. Și miroase destul de plăcut a prăjiturele. Și ultima lumânare folosită în decembrie, pe care o am de câțiva ani și nu ard decât puțin, pentru că miroase destul de puternic, este de la DW Home, Sandalwood & Myrrh. Este o lumânare mai specială pentru că are acest fitil din lemn care atunci când îl arzi face zgomote așa de pocnituri, ca și un fel de pocnituri când îți arde lemnul în șemineu. Deci dă atmosfera de șemineu în casă. Și cam acestea au fost lumânările. Am și un ulei pe care l-am folosit în luna decembrie. Uleiul esențial de pin l-am luat de pe Amazon, de la SVA Organics. Este ok, miroase puternic a pin și nu folosesc decât câteva picături în difuzor și miroase casa a brad. Deci mă va ține, cred că, mulți ani acest ulei. Bun, dragii mei, acestea au fost produsele mele preferate din luna decembrie. De ce nu îmi spuneți și mie în comentarii, vă rog, ce produse preferate ați avut voi în luna decembrie? V-a plăcut ceva în mod deosebit? Aș fi interesată să aud ceva și de la voi. Și poate așa învățăm cu toții ceva nou și descoperim produse noi. Dacă sunteți pentru prima dată la mine pe canal, vă invit să dați un subscribe și... vă urez din nou un an minunat cu tot ce vă doriți voi și să ne vedem cu sănătate la anul. Pa!